A fost mobilizare generală pe șoselele din Prahova. Polițiștii din județ, alături de cei din Dâmbovița și Buzău, au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente. Punctul de comandă mobil al IGPR a asigurat supravegherea aeriană a traficului și coordonarea efectivelor de poliție rutieră din teren. În doar 2 ore, polițiștii au aplicat 210 sancțiuni contravenționale cu amenzi în valoare de 64.540 de lei. În același timp, polițiștii au reținut 24 de permise de conducere, dintre care 11 pentru depășirea limitelor legale de viteză, 2 pentru conducerea sub influența alcoolului și 9 pentru neacordarea de prioritate pietonilor. De asemenea, a fost reținut și un certificat de înmatriculare. În timpul acțiunii, în Câmpina, un șofer a produs un accident cu pagube materiale. Conducătorul auto, un bărbat de 50 de ani din municipiul Câmpina, în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,66 mg pe litru alcool pur în aerul expirat.